Este o atmosferă liniștită și plină de încredere în tribune, un calm adus de prezența după 5 ani în toamna europeană. Au avut pauză benefică pentru CFR și pentru FCSB, din păcate nu și pentru Universitatea Craiova. Vedem primul 11 al celor de la FCSB cu Târnovanu, Pantea, Daua, Tam, Boboc, Aidă, Dulca, Rață, Olaru, Musi și Rusu, căreia i se mai dă o șansă. Nici n-ar avea multe alte soluții, alternative, Dică, decât dacă ar fi vrut să trimită în teren unii dintre fotbaliștii care au mai jucat în partida cu Viking pentru Hermannstadt. Sunt în teren Muțiu, Butean, Antoche, Stoica, Opruț, Biceanu și Sotamino în fața fundașilor, apoi Petrescu, Baba Al-Hassan și Oroian. Într-un Astra FCSB, Astra a câștigat atunci cu 1-0. Neînvins în Liga 1 cu Hermannstadt, moldărășanu. Rezultate incredibile pentru o formație care zi de zi se chinuie să-și convingă jucătorii să rămână, să se antreneze, să fie pregătiți în linia porții lui Muțiu. Este primul meci pentru Muțiu în acest campionat. Tot el și tot cu piciorul drept, de această dată spre exterior, Tam de pe picioare. Pleacă mingea de la colț cu mult efect, a respins Boboc și este intervenția lui Târnovanu. Al-Hassan încearcă să retrimită spre Careu. Mino și Wide aproape de autogol. Recuperarea lui Butean, minge periculoasă. Butean, gol! Ce acțiune a Sibiului! Deschidere de scor pe Arena Națională. Îi scrie Butean în minutul 21. Și știi de unde pleacă tot? De la Daua. Și ieșirea lui, acolo s-a marcat. Hai să vedem această fază cap-coadă. O revedem. Uite-l pe Daua, cum pleacă, pierde aici, încearcă disperat să recupereze, dar locul lui este lăsat liber. Finalizarea superbă a lui Butean. Foarte important și rolul lui Paraschiv, care îi așează această minge lui Butean. Ce bine se așează pe minge. 5 meciuri, 2 pase de gol până acum pentru Butean. Ăsta este primul gol marcat de el în actuala ediție. Și dar ce minge scoate mult. Muțiu, ce minge reușește să scoată. Intervenția de până acum a meciului. Olaru nu se înțelege cu Boboc. Cu greu mingea revine la Olaru, care trimite direct în Careu. Tam a rămas acolo. A respins Petrescu. Daua, super! Ce gol! Marchează Daua! A greșit la golul sibienilor, dar acum le dă de lucru fotoreporterilor, celor de la arhivele televiziunii. După acest gol marcat de Daua, se luptă așadar cei doi fundași centrali ai FCSB-ului, Daua și Tam, rămași în Careu. Daua preia și vrea să dea acolo. Da, da. Vrea să șuteze. Lumea iritată de VAR. De VAR, da. Cercetarea VAR. S-a încheiat varul. E o procedură. Opruț. Bine ajunge mingea în Careu. Baba Al-Hassan. Se pregătește de șut. Al-Hassan. Aproape de 2-1. Sibiu. La o fază din nou bine construită. Stoica a atacat de Miculescu. Îi trimite lui Opruț. Al-Hassan cât de frumos se întoarce. Trimite pentru Paraschiv. Oroian în marginea careului. Centrarea lui Oroian. Salvează Bobo. Corner pentru Hermannstadt. Băieții, i-am auzit mai devreme. Târnovanu, iese greșit Târnovanu. Nu i-a reușit degajarea. Sibiul rămâne sus prin Marius Antoche. Ca
caută centrarea. Antoche vrea mai mult decât centrare și trage, e un șut periculos, bine trimis, bine executat, cu 25 de minute înainte de finalul acestei partide. Gol pentru Sibien. Ce reloare, superbă reloarea lui Paraschiv. Fază fixă și Sibiul conduce pe Arena Națională. Gol marcat de vârful Paraschiv. Ce poziție grea și cât de bine lovește. Asta, exact asta a vrut să facă. Super gol. Bun, și l-am văzut foarte bine jucând și în fazele în care și-a lansat cu echipierii. A dat pasă de gol astăzi, să nu uităm, Paraschiv, el i-a pasat lui Butean. Ce ușor e depășit Dawat, cât de ușor a trecut Bucăceanu. A revenit Tam și l-a băgat în colț. Toți jucătorii Sibiului în propriul careu, Tam, scăpat din marcaj, trimite pe spațiul porții, evident că rețeta... Incredibil ce greșește Pantea, ce greșeală poate să facă, poate să meargă la 3-1, Sibiul a intrat în unghi. Năstăsie pentru Buhăceanu și Sibienii scapă către poarta adversă. Buhăceanu se duce către careu. Buhăceanu și închide unghiul, trimite în plasa laterală. O nouă ocazie mare de tot pentru Hermannstadt. Aici Pantea. Tam a rămas în față, lângă Miculescu. E Giumae și el acolo. Preia e Giumae. Gol! Se face 2-2 în al doilea minut de prelungiri. Cu bune și cu rele jocul lui Dala. Gol și pasă decisivă, pentru că el a dat pasa asta lungă pentru Marco Medjuma. Hai să vedem dacă totul e în regulă. Da, e corect. E corect, poziție corectă a lui Medjuma, care trece de Butean. Îți care și varul ăsta, bucuria lui, se bucură oamenii de două ori. Încă un timp suplimentar. Da, și se termină FCSB Hermannstadt 2-2. Un pas greșit făcut de echipa lui Dică pe teren propriu. Sibiul rămâne neînvins în această ediție de campionat după 6 meciuri jucate. Evident că mai are și restanța cu CFR